Salutare, dragii noștri! Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Pentru că sunt în plină desfășurare zilele Godox Live 64, zile dedicate celor pasionați de blitzuri, lumină continuă, RGB, lucruri cu soluțiile astea de iluminare, atât outdoor cât și indoor, ne-am gândit că e potrivit să avem un invitat pe măsură, respectiv un lector F64, un utilizator vechi și cu experiență a soluțiilor Godox și, pentru cei care nu știu, un fost coleg al nostru de la F64. Bine ai venit, Bogdan Zob! Bine v-am găsit, salutare tuturor! Ce faci? Foarte bine, mulțumesc! Ce mai fotografiezi la început de an acum? Cum a început anul din punct de vedere fotografic? Da, exact. Acum, abia în martie, putem spune că începem să intrăm în pâine. Sezonul. De, în general, de orice, cam pe orice plan de fotografie, cam ăsta este începutul. Ianuarie, februarie este așa, mai de relaxare, mai mergem la un ski, mai cheltuim banii de 2023. E ca revelionul fotografilor. Da, exact. Da. Cum a fost anul trecut? Știu că ai avut un an foarte plin și ești băgat în foarte multe proiecte. Fotografiezi, cum ai pomenit, de la evenimente, la sport, acțiune. Spune-ne ce s-a făcut remarcat în 2023, ce ți-a plăcut, ce te-a ținut ocupat? Și poate ne menționezi ceva din proiectele tari la care ai fotografiat. A fost un an interesant, a fost un an foarte bun, 2023. Cumva s-a simțit diferit după cei doi ani după pandemie. Și a revenit sau chiar a depășit? Și a revenit și chiar a fost un an foarte bun, un an similar cumva cu 2019, cel dinainte de pandemie. Proiecte interesante, a fost un an în care am început să fac un pic de switch în ceea ce fac eu. Cum spuneai, sunt cumva axat pe mai multe planuri ale fotografiei. Multă fotografie de eveniment, dar nu același tip de eveniment. Inclusiv nu-ți botezuri cu metrii, cum se zice, NBC. Fac asta de mult timp și îmi place. Dar îmi place foarte mult partea asta de fotografie, de sport, acțiune. Lucrez foarte mult în partea de evenimente, de PR, branduri, corporate, da. Și am avut proiecte interesante, am lucrat cu Red Bull, am avut mai multe evenimente. De ani de zile merg la Electric Castle pentru un brand și trag acolo și îmi place foarte mult. Și mult în partea asta, nu știu, The Coloran am fotografiat și a fost un an interesant. Am încercat cumva să, de fapt încerc, sunt într-o perioadă în care fac un pic de switch de la fotografia asta de eveniment de familie, care culmea de-a lungul timpului mi-a plăcut și în continuare îmi place, dar adică unu-i glasul inimii, nu? Da, ceva de genul. Achită facturile și celelalte proiecte poate mai de suflet. Exact. Și cumva, na, fac și asta de niște ani de zile, cred că vă 13 cred ani de când. Cred că și ajută să te ții așa fresh un pic, să mai schimbi, nu? Să ai și alte provocări decât să stai, cum spuneai tu, într-o rutină care probabil te mai provoacă să faci cele mai tari cadre. Da. Sau intri așa într-un... N-am putut să fac niciodată chestia asta, n-am putut niciodată să fiu pe un singur tip de fotografie axat. Cumva, în viață, în general, nu pot să fac același lucru continuu și am încercat ca poate weekend de weekend sau în fiecare săptămână să am proiecte diferite, evenimentele să fie diferite, oameni să fie diferiți. De la fotografie uneori mai schimb și lucrez și pe parte de video de multe ori și cumva... Nu să povestim și despre asta povestim, cu da. Video. Și cumva asta mă ține cumva în priză și îmi place foarte mult să schimb de multe ori peisajul. Că tot pomeneam de zilele Godox, cât de frecvent folosești tu în toate situațiile și scenariile tale lumina artificială? Destul de mult. În ciuda faptului, culmea, sunt un fotograf care îi place foarte mult lumina naturală și inclusiv în partea asta de imortalizare de momente, îmi place destul de mult să nu intervin asupra a ce se întâmplă asupra poveștii, asupra inclusiv luminii, dar de foarte multe ori în ceea ce fac folosesc lumina artificială, folosesc lumina de blitz, folosesc lumina continuă, inclusiv în fotografie de sport, în fotografie de sport extrem, de multe ori trag cu blitz, ajută să dai un pic contrast imaginii, ajută să chiar îngheți subiectul de foarte multe ori și lucrez destul de mult. Îți place lumina dramatică la sport? Da, mi se pare că dă un pic de și contrast și dramatism, exact. Și un pic de punch, așa, de punch, personalitate. Exact, da. Atrage atenția cumva în peisaj. Și aici, că tu menționai Godox, ei au venit cu niște soluții foarte interesante. Mie mi-a plăcut de foarte mult timp, de la început practic, de când au intrat pe piață. Asta era chiar următoarea mea întrebare. De ce Godox? Și eventual, cu ce modele ai lucrat? Ce modele preferi? Godox a venit pe piață, e un brand destul nu neapărat nou, dar este tânăr. E tânăr.
Și ce a făcut Godox foarte bine și asta mi-a plăcut, au venit de la început cu un ecosistem foarte bine gândit. Având experiența celorlalte branduri din piață, de la branduri foarte mari, Profoto, Broncolor și tot felul de branduri, au încercat să introducă în brandul lor și în modelele lor soluții similare la niște prețuri foarte accesibile. Adică fără budget. Exact. Cumva, na, astăzi să ții o lumină de, nu știu, 400-600 de W secundă pe baterie, pe acumulator, fără tot felul de cabluri și știi cum erau pe mai de mult, într-un buget de 3000 de lei, 4000 de lei, mi se pare ceva foarte, foarte mișto. Țin minte, nu știu, acum 10 ani sau 15 ani, o lumină la nivelul ăsta, un Profoto sau un Broncolor pe acumulator. Sau un Elinchrom, da, cu power pack. Când au venit Elinchromele, ni se păreau accesibile, dacă ține față de Hansel, față de Profoto, față de Broncolor, care era, nu știu, 3000 de lei un cap de blitz care să știe care să poți să tragi afară în soare. Să ai la 3000 de lei o soluție de genul ăsta, mi se pare foarte, foarte mișto. Ca modele, lucrez pe aparat cu blitzuri de astea, speedlight-uri, cu patină. Am niște modele, cumva n-am făcut încă switch-ul către V1 sau 860. 350, 860. Am modele doar cu V, doar cu baterie, cu acumulator dedicat. Am de la V350 și două V860 și varianta 2. Le am de aproape 5 ani de zile și sunt surprins că încă n-a picat nicio... Au fost niște best buy-uri, chiar vorbeam cu Alexander Lupașcu zilele trecute, el trage cu 350-urile alea, trage de el, le-a zăpăcit și nu simte nevoia să... Și acum ai spus și tu, V1 are un blitz într-adevăr puternic și performant, dar adaugi masa aia, da, asta e, că patina poate unora nu le este așa comun. Fiind cu Sony, body-urile de la Sony nu sunt... au cele compacte, da, ușoare. Sunt mai compacte, nu au... Cei de la Canon, Nikon au păstrat form factorul ăsta mai mare un pic și se echilibrează un pic mai bine un blitz mare. Dar pe body-urile de la Sony V350 arată și ciudat să fie blitzul cea mai, da, mi se pare mare chestie echilibrat. Într-adevăr, sunt momente în care în diverse săli de evenimente unde tavanul poate ridica, unde V350 nu face față. Iar pe parte de blitzuri separate de cameră, folosesc AD200 și AD300. Mi se pare o combinație foarte, foarte bună. Sunt foarte mici, foarte compacte și foarte puternice pentru cât de mici sunt. Îmi plac modelele AD400, AD600, însă sunt destul de mari. Alea cumva le-am mai folosit, le-am mai închiriat de la F64. Dar de cele mai multe ori prefer să fiu cât mai compact. Să ai mai multă portabilitate. Da, cumva venind ani de zile de DSLR, de rucsacuri imense, obiective mari, aparate mari, trollere cu lumini, că na, așa eram la am încercat să țin cât mai compact kit-ul, na, coloana mea îl mulțumește. Știu că ai inclusiv câteva cursuri, niște tutoriale filmate care pot fi găsite și pe contul nostru de YouTube. Mă rog, am văzut acum cum povestești celor de acasă, celor pasionați de iluminare, cum se folosesc în diferite scenarii. Ce voiam eu să te întreb, pentru că și noi ne ocupăm de content aici, e cât de greu a fost să, sau cât de greu e să realizezi un astfel de material video și cam ce implică? Eu aș fi curios să aflu, pentru că îmi dau seama că nu e deloc ușor, pe lângă partea de script, ok, și să știi tu ce ai de zis și să-i înveți pe cei de acasă, partea tehnică, filmatul, în sine montatul, explicațiile. Zi-ne puțin despre cum a fost experiența asta. Este greu, pot să zic că este greu. N-am avut în spate vreo mare echipă care întreagă să facă, să zicem, viața mai ușoară. Să fiu sincer, am lucrat cu un singur băiat pe parte de camere și mânuit. Tot el a și montat videoclipurile. Este greu pentru că mi-este foarte greu să fiu în fața camerei. Este destul de greu. Surprinzător pentru cineva care ține cursuri. Nu în fața cursanților, pentru că ajungem și la asta. În fața cursanților mi-este absolut, mi-e super ușor. Trec foarte repede de tracul ăla inițial. L-am de obicei doar la prima ședință, la primul curs, 10 minute. După aia n-am nicio treabă. În schimb, dacă mi-ai pus cameră în față și trebuie să și spun un speech, un... Uite, zi la camera. Mai ales când ai un script și vrei să spui exact anumite cuvinte, e destul de greu. Și de asta cumva în seria de clipuri pe care ai menționat-o, primul clip care era mult mai pe speech acolo, era talking head, o deci mi-a fost extraordinar de greu. N-am tras la doble la clipul ăla ferească. Pare un pic emotiv așa, trebuie să recunosc. Da, da, da.
Da. De fel, culmea, pentru un om care ține cursuri și fotografiază evenimente printre oameni, eu la bază sunt un om destul de timid. Și cumva, na, când văd lumini și chestii de genul ăsta pe mine, ușor, ușor intru în partea asta mai ușor, mai timorată. Dar celelalte clipuri care cumva, unde a trebuit să zic pe foarte multe lucruri pe care de fapt le zic la cursuri, acele clipuri, cele trei clipuri de la Godox pe care le-ați văzut, sunt cumva părticele din cursul pe care îl țin la FCG. O să lăsăm noi și în descriere toate link-urile să vedeți despre ce este vorba. Acolo mi-a fost cumva mai ușor pentru că în ghilimele aveam poezia deja învățată, sunt lucruri pe care le predau la curs. Firești, normale, da. Și mi-a fost un pic mai ușor. Dar este greu să faci content, să fii, nu știu, YouTuber. E ceva ce mi-ar fi plăcut să fac. Am avut tentative, dar este muncă mult în spate. Și mai ales după ce vezi că ai muncit atâta și apar comentariile de hate foarte ușor la absolut orice muncă pe care o depui. Nu trebuie să ne descurajezi asta și important e că 99% dintre ei apreciază și învață ceva foarte util în toate clipurile astea. Părerea mea că este bine să fii conștient de ce ești și ce faci tu ca să nu te poată atingi oameni răi și hate o să fie tot timpul pe orice. E un bun exercițiu, cred că și ăsta, pentru un fotograf sau un videograf să încerce să transmită altcuiva o serie de informații. Să vedeți că nu este deloc ușor așa. Dacă ție ți se par lucrurile firești, foarte normale așa, în momentul în care ești pus în situația asta să înveți pe altcineva, o să vezi că trebuie să te organizezi mai bine, să spui ordine în gânduri, să știi foarte precis ce le zici oamenilor, să nu-i bramburești mai tare. Bun. Acum legat de aparat, obiective, știu că și aici ai avut o evoluție, toți am început cu DSLR-uri sau SLR-uri. Da, na, sunt niște ani. Acum ai făcut niște ani, tu ai fost, dacă țin minte, chiar printre primii, ca nu zic așa, pionieri care au trecut pe Sony seria A, pe full frame. Ai făcut trecerea mult mai devreme decât mulți dintre colegii noștri care nu erau chiar așa convinși de la început. Și am mai tras mult de DSLR-urile astea. Nu știu dacă neapărat devreme. Am făcut imediat switch-ul când a apărut A7 III. Mi s-a părut un aparat care chiar nu avea, să zic așa, în ghilimele, nicio problemă, nicio reținere. La un buget cât de cât accesibil, în jur la 2000-2000 ceva de euro. Eu pe acolo am încercat tot timpul să mă încadrez cu aparatele, chiar dacă îmi doresc aparate la un nivel mai ridicat. Am făcut exact când a apărut A7 III. Sunt, nu știu, vreo 5 ani și jumătate de atunci. Înainte am fost pe Canon. Cam 10 ani de zile am tras cu Canon. Am început de la un bătrân 50D, dacă îl mai ții minte, care de altfel când a apărut a fost interesant. Am avut, cred că 10D sau bine, 20D tu, prima dată. Mai niște ani în spatele meu, ca să zic așa, de fotografie. După care am pierdut ritmul, că a apărut 5D-ul și în momentul în care a apărut 5D Mark I, toată lumea a vrut full frame. Da, la momentul ăla abia m-am apucat de fotografie, menționai că am fost colegi. Am fost colegi la F64 pentru da, cine și mai... Când m-am angajat să-mi aveam 19 ani și nu îmi permiteam să mă duc la 5D și nici nu avea sens. Cumva exact, eram da, la început, eram cumva pasionat, entuziast și abia începeam să am gânduri de a face meseria asta de cumva pentru doar asta. Erau doar gânduri și a mai durat un pic până să fac acest pas. Și cumva nu avea niciun sens să bag atâția bani într-un aparat. Asta poate fi și un sfat foarte bun pentru cei care se apucă de fotografie sau videografie. Nu zic că nu e posibil, dar poate voi decideți mai bine dacă să investiți o sumă uriașă de la bun început când sunteți în perioada de învățare. Poate mai bine investiți în voi, în cursuri, în educație. Și ulterior o să vină și investiția în aparatură. Da, cumva bine. Acum sunt un pic mai accesibile, chiar dacă prețurile s-au menținut. Nivelul de trai cât de cât a crescut față de acum 15 ani. Una era să-ți iei atunci un aparat de 2000 de euro, alta era să-ți iei astăzi un aparat de 2000 de euro. Orice costa enorm. Și un card, giga era enorm. Eu țin minte că primul meu card pe care l-am luat pentru un alt aparat, aparatul dinainte de DSLR, am avut un bridge de ăsta Fuji S5600 care... Am super făcut și curs cu... și toate cele, da. Știu că am dat pentru un card de 1 giga, avea, nu știu, 250-300 de lei, o chestie de genul ăsta, în 2007, când erau 300 de lei însemnau niște bani. Da, 300 de euro au fost, da. Și Ultra, nu Extreme, sau nu, chestii bine, super rapide. Ceva, nu mai știu, că erau niște carduri alea XD sau nu știu ce carduri erau, dale mai vechi. Și, într-adevăr, este un sfat foarte bun și asta am recomandat tuturor. Nu vă aruncați să băgați foarte mulți bani la început.
un lucru pe care nu știți exact de, dacă aveți nevoie de ele, nu știți dacă o să le folosiți, luați-vă un aparat care să fie ok și, într-adevăr, investiți eventual mai mulți bani în cursuri, în educație și multe lucruri le puteți lua treptat pe măsură ce aflați de ce aveți nevoie. Și eu am făcut chestia asta dintotdeauna și o fac în continuare, închiriez. Cum ziceam noi, scuză-mă că te întrerup, Live 64, închiriază și testează. Absolut. Sau închiriezi înainte să achiziționezi. E un bun asta odată mod. Ca să testezi, mi se pare o opțiune foarte, foarte bună, dar ca să nu ți-i bani blocați. Eu foarte mult timp foloseam obiectivul 70-200 foarte rar. Aveam nevoie odată la două luni de el. De ce să ții 2000-2000 și ceva de euro blocați într-un obiectiv pe care îl folosești de 4 ori pe an, când poți să-l iei cu 150 de lei, 200 de lei, 150 de lei, exact, când ai nevoie, da. Eventual îți asumi banii de închiriere în prețul pe care tu îl ceri pe job și nu stai cu banii blocați. Și foarte mult timp am închiriat tot felul de accesorii, obiective, lumini, în care nu vreau să țin banii blocați. Și este o recomandare pe care o fac inclusiv cursanților și oricui am ocazia. Luați-vă un buddy ok pe care să vă bazați, mai ales dacă trageți evenimente, să aveți grijă, nu știu, poate să aibă două sloturi de card, să puteți să faceți backup, niște lucruri importante, iar mai departe obiective, lumini, se mai pot închiria, se mai pot lua treptat. Nu vă aruncați direct investiție 10.000 de euro și ok, dar acum ce fac cu ele? Da, corect. Și e valabil pentru orice domeniu, nu doar pentru fotografie sau videografie. Da, da. Acum că tot pomeneam de educație și workshop-uri, vreau să te întreb pe tine, cum ai învățat să folosești luminile și modificatoarele și toate accesoriile astea? Ai fost mai mult autodidact sau ai fost și tu la rândul tău la workshop-uri? Bine, acum sunt o grămadă de cursuri și online, nu trebuie să fii neapărat fizic. Sunt fotografi mari care țin cursuri pe Skype, YouTube și așa mai departe. Cum a fost la tine traseul ăsta? De adevăr, acum este o perioadă în care dacă vrei să fii autodidact, ai totul pus pe tavă și chiar gratuit. Dacă ai dorința să investești poate puțin, ai, nu știu, zeci de ore de tutoriale, le poți găsi peste tot și este mult mai ușor. Când m-am apucat eu de fotografie și perioada pe care o cunoști tu foarte bine, acum 15 ani, YouTube-ul era mai subțire la capitolul ăsta, nici cursuri nu existau atâtea pe piață. Eu am avut o perioadă în care nu știam exact ce vreau să fac în direcția asta. Îmi plăcea foarte mult imaginea. M-am apucat de fotografie de fapt, de la videografie. Eu m-am apucat semințial să filmez. Dintr-un hobby, cumva, mă dădeam cu rolele în skatepark. Și pentru că făceam scheme pe acolo, hai să ne filmăm între noi. Rider, cum erau toți. Exact. Da, în skateparkul din Herăstrău. Ei, și mai întâi mi-am luat o cameră video, nu mai știu, aveam vreo 16 ani oricum. Și după aia am descoperit fotografia total întâmplător, m-a rugat un prieten să fac o poză. De obicei se întâmplă invers și cam pe toți videografii cu care am stat de vorbă au venit din zona de fotografie. Da, exact. A fost exact invers cumva și pe mine m-a... Ok, la videografie, la film trebuie să urmărești mișcare, totul fluent și interesantă partea aia, dar la fotografie m-a atras foarte mult partea asta de instantaneu. Să apeși pe un buton, bine, un buton am aflat cu toții că nu e doar apăsarea unui buton și că poți cumva să imortalizezi momentul, poți să blochezi timpul și m-a atras foarte mult chestia asta, de asta am intrat în parte de acțiune, evenimente, fotografie de instantaneu și eram exact în perioada asta în care îmi plăcea să și filmez, îmi plăcea să fac fotografie, nu știam în ce direcție să o iau și am mers la cursuri. Eram exact după liceu, vreau să fac și o facultate cumva în direcția asta și am făcut niște cursuri de pregătire, inclusiv la UNATC, pe parte de imagine de film. Și în același timp am făcut cursul pe care eu astăzi îl țin, un curs acreditat, care se ținea atunci la Dallas. Era primul curs acreditat de domnul Mocernița. Și acolo am învățat foarte multe lucruri, inclusiv de lumină. Și după aia a început, bineînțeles, să ia cât de cât și internetul, să o ia să crească. Știu că menționai la un moment dat cu Ciprian, parcă, de strobist, de Joe Magnelli. Și, exact. Au început să apară blogspot-uri. Aceste... idei de a lucra cu lumina în tot felul de situații și unul din fotografii care pe mine m-a inspirat la momentul respectiv lucra foarte mult cu lumina în parte de sport și de acțiune
Chase Jarvis, dacă știi, da, cred că știe Chase toată lumea, Jarvis, da. Creatorul lui Creative Live. Cred că primul dintre ăștia mai cunoscuți care a venit cu partea de marketing foarte, da, foarte bine, da, organizat, da, da. Și ei, am avut mulți de furat între ghilimele. Cum abordez lucru cu un client, cu exact, un brand foarte interesant. Da, și el în parte de... Eu încă eram în perioada axat, voiam să fac foarte multă fotografie de acțiune, action, sporturi extreme. Am aflat după aia că în România nu prea e piață pentru asta. Dar îmi doream și studiam fotografii care făceau chestia asta la momentul respectiv și cei trei, strobist, blogul strobist și Joe Marnelli și Chase Jarvis, cine mai era la momentul ăla, de la ea am învățat pe ce căi existau la momentul ăla, că YouTube-ul mai mult sau mai puțin. Și după aia, na, am urmat și o facultate de fotografie, culmea nu pe aici. Și păi acolo, spune-ne unde studiai, ești în UK, nu ai, da, fost la un moment dat pe o bursă? La o facultate de fotografie. Ce ți s-a părut diferit ca abordare în procesul ăsta de predare acolo versus ce știai de aici, de la profesorii, lectorii, cursanții? Bine, eu n-am avut un termen de comparație cu facultate, nu știu, adică știu, în principiu cam știu ce se face pe la noi, pe la Universitatea de Arte sau fiind singura care are secție de foto. La momentul ăla nu știam exact, însă am comparat cu ce curs făcusem eu la Dallas, un curs de 8 luni de zile versus o facultate de aproape 3 ani. Sunt mai pe... Hai să stăm să mai pe mai cire, așezați, așa. Da, mai așezați și să intre mai bine. Informațiile n-au fost, să zic, mult mai multe pe care le-am asimilat acolo. Eu m-am dus deja știind multe lucruri. Ce se întâmplă? Lucrasem deja 2 ani la F64, consultant, știam tot ce înseamnă aparatură, lumini, aparate. Ei erau cumva veniți direct de pe băncile de liceului. Zero. Da. Cumva știam, mă așteptam la chestia asta. Foarte multe lucruri, când trag acum linie, nu pot să zic că le-am învățat acolo. În schimb, am învățat partea de fotografie analogică, că ei inclusiv puneau accent pe chestia asta. Vreau să te întreb dacă ați făcut și da, tehnici tradiționale și... Da, 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 aveau un darkroom, o cameră de asta obscură cu undeva la, nu știu, 10 aparate de mărit, cameră specială în care să scoți filmul, să ți-l pui în tank și toate cele. Și aveai totul la dispoziție, soluții, hârtie, era destul de mișto și a fost o parte care mi-a plăcut. Dar eu o luasem ca odată o ambiție că, mă, era o voce în spate de pe la părinți care trebuia să ai facultate și na, am zis ok, hai să fac ceva în domeniu. Dar era mai mult un pretext și o rampă de plecat din țară. La momentul ăla voiam să plec din țară și mi s-a părut o idee interesantă să mă o să fac o facultate și să rămân acolo. Mergând acolo, nu, mi-am dat seama că nu e de mine și că e frumos aici la noi. Și cumva m-am întors și mai bine în UE, nu, decât în Brexit. Acum da, bine. Dar nu a fost de mine. Na, eram singur. E greu când ești singur într-o țară, singur cu și la 20 de ani, 22 de ani cât aveam. Nici nu m-am dus într-un oraș foarte mare, unde să zici că ai foarte multe lucruri de făcut. Nici nu m-am dus cu buzunarul plin de bani ca să mă duc să chiar să experimentez viața asta de studenție la maxim. Și de fiecare când veneam acasă, era mult mai bine. Am înțeles. Dorul de casă și-a spus, da, cuvântul. De la cursant la lector ai ajuns. Spune-ne puțin despre cursul pe care îl predai tu în cadrul Academiei F64. Știu că susții cursul acreditat, unde orice pasionat poate să vină să-și ia diploma recunoscută în calificarea de fotograf, dar te las pe tine să ne spui ce implică, cât durează, ce învață, da, un om la genul ăsta. Este un curs de începători. E mai de lungă durată. Da, totuși, este un curs de începători și chiar începem de la zero. Și menționez asta de fiecare dată când suntem la început, pentru că cursanții de multe ori sunt destul de diferiți. Sunt de la începători care abia și-au scos aparatul din cutie. Vin cu, având nivele diferite, exact, de pregătire. Da. Sau sunt cursanți care au ceva experiență și poate vor să-și pună ordine în idei, sau sunt mulți care vin pentru acreditare. Și cumva nivelul de multe ori este diferit de la cel mai bun la poate cel mai experimentat, de la cel mai slab la cel mai experimentat sau de la cel începător la cel mai bun. Dar este un curs pentru începători și fiind pentru începători este gândit în așa fel încât explicațiile sunt pentru ei. Este un curs care ține acum aproximativ 3 luni. Sunt 18. Știu că s-a mărit numărul de ore de curând, s-a schimbat legislația. Avem mai multe ore la sala de curs, avem ședințe de practică.
eu am ținut foarte mult, de când m-am apucat să țin cursuri de 6 ani aproape, să am practică, nu am considerat că poate fi învățată fotografia altfel. Sunt cursuri, nu știu exact cum funcționează, dar eu așa am învățat-o, inclusiv de la cursurile pe care le-am făcut eu când eram tânăr și oriunde am fost, totul e practică. E, nu știu, mi se pare foarte greu să faci trebuie un curs. Trebuie aplicat, clar. Da, nu știu, ca și când școala de șofer ai face-o pe calculator. Nu poți să faci chestia asta, cam așa e și în fotografie. Ajută și simularea aia și la avion și la așa, dar până da, vezi nu, trebuie să pui tu mâna, da. Și este un curs axat pe cât se poate de mult practică, nu poate să fie doar practică, bineînțeles, avem foarte multe exerciții și este un curs pe care eu l-am gândit din perspectiva de fotograf activ. Ceea ce cumva am stat la un dat și chiar mai ales acum când aveam aceste ore suplimentare pe care puteam să le adaug, am stat mult și m-am gândit ce să fac, să adaug mai multe informație. Exact. Sau să, de fapt, să acum să stau relaxat pe anumite... mai bine ce... Exact. Și cursul a fost gândit exact în jurul la informațiile pe care eu simt că am nevoie de ele 95% din timpul pe care îl petrec la fotograf. Și sunt multe lucruri pe care, sincer, nici nu le abordez la curs, lucruri foarte avansate, care nu cred că un începător ar avea nevoie să le asimileze la momentul ăsta. Atunci, da. Și am preferat tot timpul să insist pe... tot ce este important, parte de expunere, setării, lumină, să înțeleagă lumina, cum să o folosești, cum să te dai după ea, de multe ori, na, lucrând cu lumină poate naturală. Cum să o cauți. Cum să o cauți și să înțeleagă foarte bine exact lucrurile de care au nevoie să se apuce să fie, să zicem, fotograf, să înceapă meseria asta. Și cumva așa este gândit. Avem ședințe de practică, cum am spus, facem studio, ieșim afară în le parte. Le dai teme și pentru acasă? Le dau și teme pentru acasă, mai ales pe online, de exemplu, avem cursuri și online, nu doar la sală. Și pe online, pentru că nu pot să mă văd cu ei să fac ședințe de practică, le dau aproape destul de des, au teme peste de miercuri până luni, că cursurile de online sunt lunea și miercurea, miercurea le dau temă, până luni au timp să își facă tema, iar luni ne punem și stăm și discutăm fotografiile. Iar dacă sunteți curioși, bine, vă lăsăm și noi în descriere, dar puteți să intrați pe academiaf64.ro sau să vă abonați la newsletterul nostru și o să primiți de fiecare dată când începe o grupă nouă, un curs nou, că e de scurtă durată, că e de lungă durată, că e acreditat. Sau nu, cel mai bine intrați acolo și vedeți ce vi se potrivește. Recomandă-ne câțiva fotografi sau videografi, de ce nu? Sau ce canale de YouTube urmărești tu mai nou? Ca și surse de inspirație, să zicem, sau de a ne ține la curent cu ce se întâmplă în lumea asta foto-video. Recunosc că în ultima vreme am stat un pic mai puțin pe internet. Eu nu sunt foarte mare fan nici social media, nici... Și asta se poate vedea dacă mă caută cineva. Contentul e foarte... limitat și destul de puțin, ceea ce este, știu că nu e bine, adică mi-ar plăcea să-mi placă mai mult partea asta, m-ar ajuta probabil, dar urmăresc destul de mult în partea în care sunt cumva, nu neapărat pasionat, că pasionat sunt de tot ce fac, dar în partea asta mai pentru suflet, în fotografie de sport extrem, de exemplu, fotografie de natură, îmi place foarte mult partea de peisaj și wildlife și cumva în genul ăsta încerc să-mi consum timpul pe internet. Ca și canale de YouTube, îmi place foarte mult ce face Peter McKinnon, adică e la un nivel în care face un content foarte calitativ. Te mai uiți la review-uri? Mă uit la review. Între ghilimele review-uri, poate da, gen tutorial sau așa, dar despre scule, să zic, da, despre echipamente. Nu am tot timpul să mă duc să iau toate aparatele în mână și să văd fiecare ce știe. Prefer să stau 20 de minute pe un review pe care îl consider calitativ. Noi băieții suntem mai geek și așa și da. eu nu recunosc, bine, și prin natura muncii, dacă nu apare ceva nou, da, nu, stau și mă uit la review-uri de aparate. Îl urmăresc pe mamă și... Fronos Photo. Fronos Photo este, are un content foarte bun dacă îți place de el. Este ciudățel. Poate fi și antipatic, da. Da. Ideea este că dacă treci sau nu te deranjează felul lui de a fi,
Contentul este foarte bun și este unul din cei care... Adică aici auzi clar, dar modul în care servesc cu informația... Da, și cred că este unul din puținii care ia aparate și le descrie și le arată de la cap-coadă, meniurile și toate cele, și ai găsești pentru fiecare aparat în parte 2 ore de content în care îți explică absolut fiecare setare din meniu. Și toate brandurile, adică nu e doar axat pe o direcție sau alta. Și da, pe parte de review-uri, el este unul din cei care, pe care îi urmăresc. Eu am unul mai nou acum, se cheamă Camera Conspiracy, e un tip mai nou, să vede, e total atipic față de ce fac ceilalți. Dacă vreți să urmăriți, o să vă las și vouă un link în descriere. Puțin mai altfel făcute, cum ai zis și tu, abordarea e altfel. Hai să nu mă uit neapărat doar la ce scrie pe hârtie, specificații, caracteristici. Hai să văd în viața reală cum mă ajută pe mine echipamentul ăla, dacă e suficient, nu e suficient, dacă chiar trebuie să investesc de 5 ori mai mult sau pot să livrez ideile și conceptele mele chiar și cu un aparat sau un obiectiv mai accesibil, mai modest. Da, și bine, pentru ăștia care chiar suntem mai tehnici și mai ghici, Gerald Andanu este cel care cred că intră cel mai adânc în orice setare de aparat. El un pic mai mult și înspre video orientat. Pe video, da, asta zic că dar sunt și sunt niște axați. Detalii pe care el este cam singurul pe care cred că le face parte de măsoară, dinamic, range și tot felul de chestii. Cum spuneam, urmăresc fotograf de acțiune, Predrag Vukovic, cred că îl menționez ok, de la Red Bull, Jimmy Chin, care de este... De la noi? Mai sunt fotografi la care îl foarte mult. La apreciez și îl urmăresc foarte mult și bine, suntem prieteni cu Mihai Ștescu. Salutări Mihai! E la Nikon în continuare și la Red Bull și la... Da, exact. Și bineînțeles colegul Otila Sabo. Otila. Na, și bine, oamenii care sunt tot timpul în jurul meu și care acum sunt prieteni, tot timpul sunt și o inspirație, mulți fiind fotografi foarte buni, un prieten foarte dar Mihnea Rate, pe care îl știm pe Mihnea amândoi și... Ești așteptat! E o invitație oficială, care noi suntem prieteni foarte buni și lucrăm foarte mult împreună și el tot timpul a fost genul de fotograf care m-a mai tras de ureche când făceam câte o greșeală pe la lucrurile pe care le făceam împreună. Ne schimbăm joburi între noi și este o inspirație. Și cumva nu neapărat mă duc când mă zic de inspirație, nu este neapărat o inspirație la modul ce poze fac, ci da, felul care, de stil sau de da, estetică, felul care de multe ori abordează fotografia sau meseria, cât de serios business și cât de implicați sunt și chestii de genul ăsta, care pe mine mă ajută să rămân cu capul pe umeri de multe ori. Da, sunt multe aspecte dincolo de partea asta tehnică și fotografiat în sine care te ajută la networking, la comunicare cu clienții, cu atragere de viitori clienți așa mai departe. Apropo, ziceai tu de social media, sunt mulți fotografi care fac într-adevăr chestia asta de nevoie pentru că știu că trebuie să fie prezent, să fie văzuți acolo. Pe de altă parte, cunosc și eu mulți fotografi care nu sunt deloc prezenți sau spre deloc, dar sunt tot timpul ocupați și asta spune ceva despre munca lor. Eu sunt unul dintre ăștia, adică cumva mie nu mi-a plăcut niciodată partea de social media. Știu că este necesară, este importantă, mai ales când, uite, în cazul meu... Depinde și de genul de, genul de fotografie de eveniment. Multe, din lucrurile pe care le fotografiez nici nu pot să le afișez tot timpul, din cauza contractelor, dar nici n-am simțit o nevoie la modul, nu știu, să-mi tremure, expresia chilotică. Dacă nu fac astea niște postări, nu am ce să lucrez. Gata, am să dispari. Am fost ocupat exact cât poate mi-am dorit sau de multe ori mai mult, fără să fac partea asta de social media. La noi în țară funcționează foarte mult partea de recomandări și mai ales în partea asta de business, corporate, PR, evenimente de business. Aici se merge foarte mult pe recomandări pentru că acestor clienți le este greu să meargă cu cineva cu care n-a mai lucrat nimeni. Să s-o de fiecare dată. Este de la... o nișă mai, poate mai greu de accesat, dar merg recomandările și cumva am avut tot timpul de lucru. Cum ai pomenit și tu mai devreme, ai spus că ai început, eu voiam să te întreb dacă faci video, parte de video, dar tocmai mi-ai precizat că de la video ai început. Spune un pic dacă în prezent mai faci și ce anume, îți place la video? Și nu ai ca și satisfacție din partea de fotografie sau ce te animă mai mult pe video decât la foto? La asta nu m-am gândit ca întrebare. Fac video, mai fac în continuare diverse proiecte de video.
Mi-am găsit la un moment dat limita în video și mi-am dat seama ce nu-mi place la video. Pot să încep cu ce nu-mi place. În primul rând, la noi în țară, dacă ești operator de cameră, trebuie să fii și montator, trebuie să fii și regizor. One man să show. Da. Adică, nu. Iar eu n-am putut să funcționez așa pe partea de video. Îmi place partea de operator, îmi place să stau cu camera în mână, mișcare și toată partea asta. Însă am fost, odată nu-mi place să montez. Partea de post. Partea de post-producție, mi se pare, nu că mi se pare, este o cu totul altă meserie. Și nu mi-a plăcut și consumatoare de timp. Și consumatoare de timp, trebuie să fii perfecționist, să stai să bibilești, să te uiți prin zeci de ore poate de material. N-am răbdarea necesară pentru asta, am răbdare pentru multe alte lucruri, dar pentru asta nu pot. Și nu, pe parte de evenimente, cumva n-am putut să am în cap un fir, cumva, nu știu, să gândesc un scenariu dinainte pe un eveniment și să gândesc cadrele și toate cele. Însă lucrez foarte bine sub îndrumare, dacă am un regizor sau cineva care... un brief, să zicem, da, sau ce trebuie brief, să... Asta pot să fac fără absolut nicio problemă și atât timp cât nu implică postproducție. Dacă există postproducție, tot timpul externalizez, am oameni care lucrez pe montaj și fac de la chestii simple, gen podcast-uri, interviuri. Mai nou și AI-ul probabil ajută în direcția asta. Da, încă n-am testat nimic pe video AI, am văzut că apar foarte multe chestii, încă n-am testat. Pe foto am testat. Ai testat? Da. Editezi, selectezi. Am văzut mulți la fotografia de eveniment, chiar vorbeam cu Marius Tudor săptămâna trecută, peste o săptămână începe Wetcamp, așa că ne vedem la Wetcamp și spuneau că mulți dintre ei, pentru că trag sute, mii de cadre, știi foarte bine, la o nuntă ca lumea, după aia cât timp e moartea pasiunii, cum zic mulți dintre fotografi, și nu mai să stai să faci o selecție din 3, 4, 5 mii de cadre. Și atunci AI-ul înțeleg că îi ajută foarte mult la partea asta, să elimine balastul între ghilimele la niște cadrele care nu-ți plac. Pentru asta n-am folosit pentru eliminare. În schimb am folosit aplicații care unde aplaudezi 3, 4, 5 cataloge pe care tu le-ai făcut, de exemplu, aplaudezi 5 nunți, ai un stil anume, și învață... îți învață stilul și urci acolo cadrele și îți treci cumva printre ele și îți face o primă ajustare a pozelor și este wow. Adică economisești foarte mult timp să nu mai stai să faci balansul de ab la toate, să nu mai stai să poate să corectezi expunere sau partea asta și am folosit și folosesc. Le aduce la același nivel și ajută foarte mult. Am folosit generativ fill-ul care a apărut și pentru scos, nu știu, numere de înmatriculare, da, și chestii, da, de genul ăsta, da, lucrează absolut genial. Na, ne face viața mai ușoară, cum și aparatele care au avansat atât de mult, n-au făcut decât să ne facă viața mai ușoară. O face și până așa să arate mai bine sau nu? Cred că sunt unul și pentru asta. Poate vrea ochi albaștri sau știu. Da, sunt niște softuri care fac, da, și asta. Chiar le arătam la curs. Revenim la Godox. Recomandă-ne, sau mai bine zis celor care ne privesc, un kit ideal pentru începători. De la Godox, dacă se poate, bineînțeles. Ce ar conține, în opinia ta, un kit de începători? Sunt fotograf, vreau să fac pasul ăsta, n-am mai folosit blitzuri. Evident, vin la, sau separat de vin la un curs, vin separat, separat, să fie blitzuri. Cred că cel mai echilibrat. Da. Cred că cel mai echilibrat flash de la ei este și primul pe care l-am luat separat și lucrez atât de mult cu el și este foarte mișto și este accesibil la preț, este AD 200. Mi se pare la 1500-1700, nu știu cât este acum. Pentru 200 de wați secundă, care să știe și high speed sync, să poți să pui octoboxuri mari cu el și să poți să-l folosești cam în orice condiție, mi se pare absolut ideal pentru un blitz de început, care de altfel poate să fie combinat ori cu un speedlight, ăsta un pic mai puternic, un V860, sau un pic mai sus cu un AD300 sau un AD400, depinde cât de portabil vrei să fii. Dacă vrei să fii foarte portabil, AD300-le este, cred că acoperă orice fel de nevoie, de la tras, inclusiv diafragmă închisă ISO 800, fără absolut nicio problemă, până la tras afară în soare sau chiar la amurg, care să-ți dea clar, după ce a apărut AD300 Pro,
mulți l-au preferat lui ea de 200, cred că are și ceva putere, nu? Puțin mai mare. Da, păi are 300 de vați de 200. La fel de compact, la fel de ușor de transportat. Da, merge pe același S-bracket ăla care este 2. Aceleași accesorii, da. Kiturile de accesorii sunt compatibile. E doar ceva mai scump. Mi se pare că acum este la Godox Days, apropo, mi se pare că este la un preț foarte bun acum. Da, mă uitam să văd aici care sunt prețurile. O să lăsăm noi, dacă vrei să intri aici, pe f64.ro/oferte-godox. Până pe 26 martie vor fi prețurile astea speciale. Da, știu că adetrițele sigur este la ofertă. Sunt cam toate AD-urile și accesoriile pentru ele. La pasul următor. Ne-am luat un AD200 sau un AD300, by the way, o singură sursă de lumină sau mai multe? Pentru început? Pentru început, cred că merge să, dacă vrei să-ți faci un kit, să poți să acoperi cât mai multe posibilități, să zic, de joburi sau de proiecte, e bine să ai două. Ai de multe ori nevoia să pui un contur, să pui un fil. Mai poți să o scoți cu o blendă pentru un fil, dar dacă vrei să pui un rim light, un contur, uite cum ai tu acum așa drăguț, ai nevoie de ceva lumină suplimentară, care poate să fie chiar, cum spuneam, un speed light, adică poți să combini un blitz pus pe aparat și să-l folosești separat. Și asta este parte mișto la Godox, scrile toate se sincronizează între ele, totul este integrat, nu trebuie să vii cu receptoare, nu trebuie să vii cu cabluri, e mult mai simplu. Dar cred că e bine să mergi, dacă vrei să faci, adică chiar vrei să ai poate niște proiecte plătite, e bine să fie acoperit. Aici vreau să ajungem, știi, că e bine poate să încep cu maxim una, două lumini și ulterior, pe măsură ce înveți, să adaugi câte o a treia, a patra sursă de lumină, dar foarte conștient, știind ce trebuie să facă. Pomeneai tu de lumină de contur, da, sunt chiar de la Godox, se numesc S60 și există și S30. Da, mai da. Care de altfel în continuare la prețul foarte bun. Ultra compacte, intră trei lumini din astea într-o gentuță de aparat. Da. Ai voleuri, poți să spui tot felul de accesorii, geluri. A avansat mult tehnologia și aici mi-aduc aminte cel puțin pe lumini. La lumină continuu era cel puțin jale, între ghilimele, trebuia să vii arii. HMI-uri, nu vreți să știți cât costă, cât de mari sunt. Emană căldură, sunt mari, consumă foarte mult curent, da, adică nu puteai să pui un softbox ăsta. Sunt luminile alea folosite pe la reclame, pe la spoturi. Care sunt foarte miștoși. Outdoor ca să facă zi, cum ar veni, da, știi? Da. Să compenseze lumina soarelui. Acum, în schimb, cu tehnologia asta LED, a avansat foarte mult și chiar există lămpițe foarte, foarte compacte și extrem de puternice. Da, exact. Dacă nu ai avea limită la buget, că vreau să pun și întrebarea asta, deci spargem banca, cum ar arăta setup-ul tău de lumini? De lumini? Lumini, accesorii, ți-ai mai luat Godox sau ți-ai luat Broncolor, nu știu, glumesc acum, evident. Nu, eu cred că tot Godox aș alege, chiar sunt niște soluții, care, adică nu văd de ce ai mai merge la ceva mult mai sus de atât. Sunt niște lumini care sunt fiabile în timp, sunt calitative, au totul integrat. Au trecut testul timpului la tine, nu? Da. Ți-a picat ceva, ai schimbat lemn de modelare? Nu, mai ales la luminile astea pe care le folosesc doar separat, chiar nu. Inclusiv blitzurile de pus pe patină. Și pe mine tentează să-mi iau, de exemplu, un V1, dar nu văd de ce, pentru că încă nu mi-a picat niciun V860. Le-am schimbat, într-adevăr, patinele alea de plastic, le-am pus de metal. Din câte știu eu, de vreo 5 ani au, sau 3-4 ani au patină de metal. Le-am avut pe primele de plastic și chiar la un eveniment, mie îmi place să mă bag în sufletul oamenilor. Și eram pe acolo și mi-am luat un cot într-un blitz și am rămas cu el în mână. I-am schimbat patina, e ok. Nu, cred că tot Godox, dar probabil le-aș avea pe toate. Adică și un AD600 Pro care este absolut genial, dar na, e măricel. Dar pentru ce știe să facă și câte cadre tragi. Eu am avut un workshop cu cei de la Creative, am dus un AD400 și un AD600 Pro, le-am folosit atunci ședințe pe barcă, pe insule și vreau să zic că având să te întreb câte cadre tragi tu cu încărcare completă, cu AD600 am avut undeva spre 400, dacă nu mă înșel.
400 la putere mare. Nu au fost toate 1-1, sigur mai intra ceva, din câte știu, cam asta e la full power, vreo 400. Da, are cam toate, au în jur de 400-500 de cadre la full power, ceea ce este, adică pentru să ai 6. Pentru o ședință foto, totuși nu stai 10 ore outdoor să faci. Asta o dată și nici la... nu tragi de multe ori la 1-1, că nu exact, tragi. Exact, outdoor, presupun că și tu și noi alesesem acele momente mai potrivite ale zilei spre apus sau când până la urmă dai de fil cu lumina aia, nu o să dai niciodată da, dar de multe ori n-ai de ales de chestia asta și asta mi se pare, aici mi se pare o soluție interesantă, faptul că au ajuns să existe aceste blitzuri de 600 de W doar cu bateria integrată, fără să mai trebuiască să ai tot felul de accesorii pe lângă, poți să te bați cu soarele fără nicio problemă și în mijlocul zilei. Bine, nu față în față cu el, dacă pui soarele pe spate și ești cu spatele la soare, chiar dacă este soarele de mijlocul zilei, vei putea să egalizezi expunerea de pe fundal cu ce ai tu. Mi-aduc aminte aici, fac o mică paranteză, salutăm și pe prietenul nostru Dragoș Borcănea, da, D-Studio. Căruia de la D-Studio, căruia i-am vândut când și-a utilat studio primele Elincroame, dar RX, Style RX, seria profesională. Și țin minte, atunci, nu știu cât era, 2008-2009, până în 2010, lăsând la o parte cât costau, luminile astea erau și făcute în Elveția, cei drept, nu erau încă mutată producția în China, Taiwan. Pe lângă faptul că au costat o gălăgie de bani, erau și foarte mari și avea nevoie de, cred că ring light-ul avea 2000 de W ca să poată să compenseze în outdoor. El fotografia și subiecte mari, mașini, grupuri mari. Deci minim 2000 de W secundă și evident erau blitzurile cele mai scumpe. Acum iată că cu minimă investiție ai acces la power pack-uri, la scap de cabluri, de prize. Pe parte de AD, știu că la un moment dat exista, dar cred că există în continuare AD 1200. Și avea și generator, că asta voiam să închid. Deci nu mergea cu generatorul după el ca să poată să le folosească în ședințe, în locație. Da, parcă mi se pare că există și una de 1200, există, nu? Există, da. Și dar nu e prea, da. Acum, eu voiam să te întreb și pe tine treaba asta. Eu văzusem la un fotograf pe vremuri, era un fotograf foarte mare de Vogue și era ambasador Elincrom și a fost primul dintre ăștia foarte, foarte mari pe care l-am văzut că folosea lumină continuă și zic, mă, asta trebuie să fie ceva. Dacă ăsta care își permite și avea într-adevăr para aia mare tot. Și eu de atunci am avut Elincrom și ulterior Godox lumină continuă, care mi s-a părut că iarăși a scutit și mai mult din ce făceam, pentru că, cum zic americanii, what you see is what you get. Ce vezi, aia obții și vede și toată lumea din prima preview-ul. Na, înainte da, doar lampa de modelare. Asta e dezavantajul la blitzurile mici, că nu vezi. Blitzurile mari au lămpi de modelare și poți să vezi exact cum bate lumina. Dar aici era și întrebarea mea. Da. Ai folosit și lumină continuă sau folosesc? Am lumini continue, chiar de la Godox, am două lumini. Le folosesc de multe ori și pentru fotografie. Dar făcând și video, cumva m-a ajutat acolo foarte mult să, adică chiar unul din clipurile pe care le-am făcut atunci pentru Godox sunt exact în partea asta de lumini continue și video. Fac și pentru fotografie, le folosesc și pentru fotografie destul de mult în partea de video, într-adevăr. Adică cumva m-am obișnuit să lucrez cu flash. Ce are flash-ul și nu va avea, în ghilimele, lumina continuă, abilitatea de a îngheța. De a îngheța imaginea. Și chit că faci afară poate ceva mișcare, action, sport sau ceva. Sau un studio. Sunt fotografi care trag în studio balerini care sar. Aici ai nevoie de blitz. Că dacă ai lumină... Vă povestesc imediat despre asta. Că am avut o situație concretă cu... și au fost implicate tot produse de la Godox. Am înțeles. Spune-ne dacă e totuși diferență sau contează calitatea luminii, fotografie versus videografie. Că tot auzim astea, CRI 99, 95, la fotografie înțeleg că oricum nu prea tragi RAW. Asta e dezavantajul, adică avantajul la fotografie este că poți ușor să tragi în RAW și poți să-ți faci o corecție de culoare mult mai ușor. La video, și dacă ai posibilitatea să tragi RAW, ai nevoie de o putere de procesare foarte mare în spate să poți să editezi acele clipuri RAW, dar sunt foarte puține care fac
camere care fac chestia asta. Vorbim de Red, de Arri, de Blackmagic. Camere care, în afară de Blackmagic, care Panasonic-ul sunt... Panasonic-ul meu, știi, tragă ProRes. Da, și acum au început să intre, inclusiv mi se pare pe Z8, dacă nu mă înșel, a pus ProRes și inclusiv pe acum, Panasonic. Da, că și bine, acum achiziționat pe Red, cine știe. Bine, mai întâi le-a luat. O să aibă codecuri bune și nu o să cadă cauciucurile la Red-uri. Glumă. Glumiță. Da. Da, în video contează să ai o lumină constantă, în primul rând, și să ai posibilitatea să ai niște culori corecte. Mai ales că trăim într-o vreme în care videografia a luat foarte mare amploare, inclusiv în parte de comercial, în parte de tot ce înseamnă social media, acum este pe content. Video, content. E mai ușor de consumat acum și uite, deschizi YouTube-ul, eu am învățat să repar mașina de spălat, carburatorul, absolut orice. Becuri la mașină, astea înveți. Da, nu mai e. Da, asta. Și da, pentru un content de calitate ai nevoie de o lumină de calitate, dar tot ce ține de la cel mai low cost, nu știu, SL60-ul de la Godox, care este cea mai ieftină, cred că de asta de 60 de watts mai mare, care a fost inițial primul model, este absolut suficientă ca să ai o lumină de calitate. Acum filmăm cu un SL150, asta e, și cred că la cât la sută e mirel? E puțin. 10. În fine, ți asigură, da, zic, pe video, un aport de lumină mult mai mare. În fotografie probabil îți trebuie, de aia și e bun flash-ul, câteodată ai lumina mai puternică. Și mi se pare că, cred că acolo, intuiesc că ai văzut să mergi, există la Godox modelele alea, vele... Asta voiam să zic acum, am avut o ședință cu Cosmin Gogu, în studio la el, și făcea într-adevăr niște balerine, dansatoare, voia să capteze și dârele alea de mișcare și trailurile, într-adevăr, e ușor să îngheți imaginea și au apărut modelele FV, noi am avut FV 200 și sunt și alte modele de lămpi hibride, adică au și lumină continuă și flash. Știe și LED-ul să dea și poți să te joci tu, să înghețe la final să dea flash-ul și în rest e lumină continuă sau să înceapă, exact cum îți spui tu, sincronizarea, știi, pe prima, pe a doua, pe slow. Da, na, niște lucruri care gândește că acum 10 ani puteai să te gândești că pot exista. Da, să visezi sau la ce costuri. Și sunt accesibile, până la urmă pot fi, cred că, și închiriate sau testate în zona de studio de la showroom-ul nostru. Eu făceam nostru. Chestia asta și nu glumesc, făceam manual. Am avut chiar un job la un moment dat pentru un brand în care făceau light painting. Și desenau și la sfârșit tream cu telecomanda și dădeam cu flash-ul înghețe imaginea la sfârșit cu omul în sine. Și asta era singura soluție înainte. Acum ai lumini care să fac chestia asta. Au extins, știu eu, posibilitățile creative pe care le au fotografii la îndemână. Un brand care a venit cu lecțiile învățate. Chiar dacă nu este făcut în Elveția sau ceva, sunt calitative, prețuri accesibile. Eu cred că au învățat foarte mult de la Photix și au, nu știu, iarăși un brand super mișto, care ușor, ușor a pierdut din piață, dar a pierdut a rămas. Și acum, să fim sincer, din ghilmele, cauza Godox-ului, ca să zicem așa. Am vorbit despre lumini, ne-ai povestit și despre aparatele pe care le-ai folosit, că ai început cu un DSLR Canon, ulterior ai ajuns la mirrorless, respectiv Sony A7 III, încă de când a apărut. Poți să dezvolți un pic la capitolul ăsta ce mai conține trusa ta foto, ce obiective, știu că folosești atât Sony cât și Sigma. Da, da, da. Ce-ți place? Ce folosești cel mai frecvent și de ce? Da. Am într-adevăr încă două body-uri de A7 III. Nu m-am convins. Bine, m-am convins acum că urmează să fac și o pasul, trebuie să le schimb. Au 5 ani de zile, au în jur de 500.000 de cadre fiecare. Mă bucur și că au scos banii. Și au scos banii cu vârși îndesat și arată ca după război, după 5 ani și atâtea. Au și ele nevoie de o pensie. Au nevoie corectă. De o pensie. O să le țin în continuare că sunt foarte bune. Ca obiective am pe parte de fixe 35 și 85-urile cu 1.8. Mi-au fost suficiente pentru ceea ce fac eu. Uneori am simțit și mi-aș dori să trec pe un 85 cu 1.4 pentru full body, mi se pare că rupe foarte mișto 1.4 acolo. G-Master-ul sau Art de la Sigma? Bună întrebare, cred că Artul de la Sigma mi se pare foarte, foarte bun pentru prețul care este, adică... Culmea e că mai știu fotografi, acum nu avem nimic cu Sony, bineînțeles, dar pentru 85 și Ionuț Macri, de exemplu, bine, e pe Canon, dar aceeași poveste, nu folosesc cel original. Mine Pamex pe au Sigma. Și, într-adevăr, au găsit ei
ecuația câștigătoare cu bokeh-ul la zona asta. Da, este foarte mișto acel act de gen. Mi se pare că au fix acel look de film pe care îl obțineam cu Leica, Zeiss sau chestii extraordinar de scumpe. Iar pe parte de zoom-uri am 70-200 de la Sony, cel varianta 2. Am făcut cu o gaură în buget anul trecut. Merită. Dar la momentul ăla nu a apărut Sigma și sincer nici nu l-am testat și din câte am văzut e și mai mare, ca e și mai greu. Sigma 70-200 a fost anunțat pe final de an și a apărut foarte recent, cred că de vreo două săptămâni. Da. Am văzut un review la el, arată foarte bine, doar că este un pic mai greu și eu inițial mersesem pe Tamronul la 70-180, de care am fost, dar nu mulțumit, adică a avut niște limite, poate am avut și eu, nu știu, o copie slăbuță. Aveam uneori niște rateuri pe care nu mi le permiteam și am zis ok, am văzut că am început să-l folosesc din ce în ce mai mult după ani de zile care nu l-am folosit și am făcut investiția. Pe parte de wide și mediu am Sigma 16-28 DGDN-ul, care este un obiectiv foarte bun, are mici minusuri, să zic așa, pe care mi le-am asumat. Nu e perfect, hai să fim serioși, dar până la urmă... Bine, comparativ cu un 16-35 are niște minusuri pe parte de, deformări geometrice și le-am observat când m-am dus prima dată să trag un apartament imobiliare. Am văzut o linie care trebuia să fie dreaptă și nu e dreaptă, dar Lightroom... Obiectivul lui Dali. Da. Într-adevăr, versiunea 2 am văzut și eu și toate versiunea 2 de la G-Master și 16, 35, 24, 70 mie mi-a plăcut în mod special. Da, și sunt senzaționale, nu e chiar ca o colecție de prime-uri, știi, până la urmă la orice focar. Da, mi s-a văzut la 24 și la 70 și la 50. Primele variante au fost bune, dar le-au menținut un pic mai măricele, mai greuțe, inclusiv 70-200 varianta 1 era greu. Nu știu cât are. Acum cred că e cel mai ușor. Și acum este cel mai ușor 70-200, care duce, se duce în 200 și este foarte mișto, este incredibil de sharp. Și pe parte, cum spuneam, de wide am 16-28, care este foarte bun, e sharp. La evenimente aceste mici probleme nu se văd, dar mi-ar plăcea să fac schimbul către 16-35 la un moment dat. Iar pe parte de mediu, am de când am trecut prima dată pe Sony, pe primul cu 5 ani jumate, încă Tamronul 28-75, varianta prima. Clasicul care am schimbat deja două cauciucuri de zoom la el, că se duc în timp, dar cumva în ultimii ani mie nu mi se mai pare că este un obiectiv la nivelul ăsta, ok, nu de entry level. Nu e niciun obiectiv slab. Care să fie, bă, zici că e soft, știi, să zici ok, trebuie neapărat să iei G-Master sau ceva. Și cumva nici nu mai sunt ahtiat în ghilimele după să fie sharp ăla perfect, mă interesează să fie în focus și asta am avut niște probleme cu acel Tamron. Da, încă o dată, s-ar putea să fi fost doar la mine. Ce versiune? Cred că au ajuns, uite, ca și 17-28 și ăsta 28-75, cred că au ajuns la versiunea a treia. Și au tot corectat și coating-uri. La Tamronul 28-75 am prima variantă și sunt super mulțumit, este suficient de sharp pentru cât am eu nevoie, inclusiv în 2-8. Dacă ajung și îl închid în 5-6 noapte în studio sau în chestii de genul, este super sharp. 70-180 am avut prima variantă. Și asta la fel acum e. Și l-am și luat la început și cred că, da, sunt sigur că au mai fost corectate și poate chiar am avut eu o copie slăbuță. La 180 îmi dădea niște rateuri de focus și cumva de asta am simțit la un moment dat, am zis, bă, după atâta timp merit și eu unul 70-200 care chiar acoperea tot și greutate și dimensiune și chiar este extraordinar. Am văzut că mulți fotografi din zona de evenimente, mă rog, my wedding, folosesc combo ăsta, cele două zoom-uri de la Tamron, 17 și 28-75 sau la Sigma. Am văzut, sunt și acolo tot felul, pentru că, într-adevăr, de când trecerea asta la mirrorless, au dispărut, parcă ca prin minune, problemele generate de de oglindă, de nemai fiind sistemul acele separat, front focus sau back focus și deodată toate obiectivele par foarte, foarte sharp. Da, chiar nemai... și cele din gama cu 1.8, cum ai spus tu, mie mi se par senzaționale, cele de la Sony, de exemplu, cele de la Panasonic, chiar sunt cele pentru full frame-uri, zic acum.
chiar mi-am dorit și în continuare îmi doresc chestia asta și îmi place să fie cât mai mici. Eu merg cu aparatele, stau cu ele la curea, am un sistem de la Spider Holster. La Peak Design? Sau? Nu, Spider Holster, care la noi nu prea a fost comercializat. A, cele cu... Da, care au pinul de intră. De... Da. Nu sunt, m-am împăcat sunt cu... safe? Adică da. Nu n-ai avut niciodată vreo surpriză? Da, poți să le blochezi ca la exact... De fapt, asta este unul din motivele pentru care am rămas... Da. Da, nu alerg cu aparatele, adică pe bune, nu fac maraton cu ele și să sară, știi? Și de ce nu m-am împăcat cu lumea cu Peak Design-ul, că l-am încercat? Este exact chestia asta, că de fiecare când îl scot, trebuie să mă duc să apăs butonul. Poți să-l ți-l scoți de tot butonul, dar na. E, la asta de pe care le folosesc eu de la Spider Holster, ai posibilitatea ca piedica să o lași deschisă. Și te înveți la un moment dat să bagi aparatul exact acolo. Am văzut și mi s-a părut curios, inclusiv sistemul ăla, sunt unele care se prind pe curele. Da, păi Peak Design face. Filmezi? Da. Eu am Peak Design, dar curelele, sliderele clasice, care arăși mi se par de foarte bună calitate, poți să le folosești cu o singură mână. Asta și... de pe Black Rapid, că foloseam da, bărbadiul Black Rapid, da. Cu 10 kg pe tine și acum... Da, și am folosit Black Rapid. Mi se pare o soluție foarte bună. Și asta de la, într-adevăr, curele la Peak Design sunt mișto, că poți să le faci inclusiv curea normală și să le lungești atât de mult că să-ți vină în lateral și mi se pare foarte utile. Îți place să călătorești? Foarte mult. Care ar fi destinațiile tale sau destinația preferată? După zine, una din țară și una din străinătate. Știu că mergi la schi, te dai cu placa, cu... Da, acum da, da. Poate să fie legată tot de sporturi extreme sau nu. Hai, momentan, pe parte de fotografie, să zic. Am fost și mi-a plăcut extraordinar de mult în Islanda. Cred că este destinația în care... Ai prins aurora... N-am prins-o acolo. Asta este unul din micile regrete de călătorie pe care le-am, că n-am prins-o acolo. Că așa face, că să te mai duci încă o dată. Și am stat mult. Adică prima dată când am fost în 2019, înainte de pandemie, am stat vreo 10 zile și am făcut un ocol. Am încercat să o văd pe toate direcțiile. Nu, chiar nu a fost cazul. Am prins-o vreme, am prins exact schimbarea, chiar a venit iarna. Când am ajuns eu în noiembrie atunci și n-am avut noroc cu ăsta și pentru asta m-am întors în ghilimele, m-am dus undeva mai la safe. M-am dus în Tromsø, în Norvegia, unde este mai ușor să o vezi. Și în Lofoten și unde fotografiază toți. Da, într-adevăr, următoarea destinație, pentru că am zis că o văd odată și nu este suficient să vezi odată aurora, mi se pare un fenomen absolut genial. Și am fost în Tromsø și am văzut acolo și am avut norocul din 4 nopți în care am stat, am văzut-o în toate 4, față de Islanda în care am stat 10 și n-am văzut-o. Mi-ar plăcea să o văd și în Islanda pentru că toată țara este un peisaj efectiv, mi-a dat peste cap toate planurile pe care le-am avut, că aveam făcut cu liniuțe, în seara asta stau acolo, în seara asta stau acolo și efectiv te mergeai pe drumul ca un singur drum. Da. Și vedeai cascade și tot felul de chestii pe care nici nu știai că există. Cai sălbatici lăsați care sunt prietenoși. Vikingi nu ai întâlnit? Păi nu i-am întâlnit decât prin bar, dar... Decât pe Netflix. Da. Și într-adevăr ai menționat Lofoten, este următoarea destinație pe care vreau să o bifez pe parte de peisaj și combinat cu aurora boreală. Vreau să mă întorc în Islanda pe vară. Pentru că mi se pare genial faptul că de la 10 seara până la, nu știu, 7 dimineața ai un apus continuu și este foarte mișto. Plănuiesc, plănuiesc. Vreau să bifez un safari, neapărat. Vreau ceva wildlife de genul lei, tigri, etc. neapărat. Și în rest, orice. Momentan sunt în direcția asta, un pic spre natură, spre fotografie de peisaje, animale, wildlife. Cumva, nu neapărat am depășit, dar m-am îndepărtat de ideea asta de city break-uri, orașe. Îmi place ideea, vreau să ajung, nu știu, în state, New York, chestii de genul. Dar și dacă ajung în state, acum stau și mă gândesc ce aș vrea, New York sau niște Yosemite. Și sau tot... Utah, Grand Canyon și Yellowstone și alte nebunii. Mai mult Yellowstone și... E senzațional și în Yosemite și atât de mare găsești o sumedenie de chestii. Da, deci cumva în momentul ăsta sunt în partea asta de natură. Pe urban s-a stricat treaba. Nu și s-a în America. Bine, New York nu, că vezi toți nebunii acolo, mă scuzați. Da. E foarte mișto pentru un fotograf că efectiv nu interesează de tine.
Da, uite, eu nu sunt foarte atras și o apreciez foarte mult, dar nu sunt atras de fotografia de stradă, de exemplu, și cumva poate și de asta. Îmi place să văd culturi, să văd oameni, să văd oraș. Ai zis wildlife. În New York e mare wildlife, e wildlife pe stradă. Da. Și în Central Park, da, da, glumim. Da. Dar, da, și cumva, cred că în capul meu, cumva, chestiile astea mai grele, în ghilimele de făcut, poate și mai costisitoare, dar nu neapărat asta e impediment, că vreau să cred că pe măsură ce avansez în vârstă o să fie mai bine financiar. Dar cumva, fizic vorbind, mă gândesc că, nu știu, la 50 de ani nu o să pot să mă sui pe munți, să fac trasee ca să văd niște peisaje, să ajung în vârf. Și cumva cred că de asta stă în direcția acum mai spre natură. Cine știe, ne mai punem ochelarii aia și mergem pe Himalaya. Bine, asta poți să faci acum. Nu o să mai fie nevoie să ieși din casă. Bogdan, e greu să câștigi bani din fotografie? Trebuie să ai răbdare, în primul rând. Cred că e mult mai simplu astăzi decât acum 15 ani, când ne-am apucat noi, să zicem. Era mai greu atunci să te promovezi, n-aveai social media la îndemână. Nu mai existau nici toate rețelele, da, astea ce era și mai greu accesibilă financiar și aparatura și toate cele. Poate era un pic mai greu să te apuci efectiv și trebuia să-ți dai un timp să ajungi, să ai joburi, să te promovezi, să dai din gură în gură cu toată lumea, să audă toată lumea că ești fotograf. Astăzi este un pic mai ușor. Mi se pare că dacă ești bun, ceea ce subliniez, ești bun, adică te apuci, înveți, investești în educație și chiar te ocupi de partea asta, poți să te apuci mai ușor, mai repede. E mai ușor pentru ceilalți să vadă ce faci. Cum, da, este mult mai ușor să arăți ceea ce faci și dacă faci bine, eu zic că vin binele, comenzile. Cum zice regele nostru, cine muncește, lumea te vede. Și în aceeași concordanță cu ideea de social media, și nevoia a crescut foarte mult. Pentru că există foarte multă nevoie de imagine în social media, și foto, și video. Este nevoie mult mai mare. Fiind nevoie mult mai mare, e nevoie de mai mulți furnizori care să ofere calitate, pentru că suntem într-un punct în care calitatea chiar este la un nivel, adică suntem la un nivel ridicat și se așteaptă să aibă rezultate bune. Deci, cred că este mai ușor în ziua de azi să ajungi să câștigi. Piața este, e loc pe piață pentru toată lumea, e nevoie de furnizori, mai ales de calitate și cred că este mai ușor. Știu fotografii, inclusiv pe parte de wedding, care în 2 ani de zile au crescut cât au crescut alții în 7-8 ani, având aceste tool-uri la îndemână. Investind în primul rând în educație, mergând la workshop-uri, curs, etc. și după aia chiar făcând și folosind aceste tool-uri de promovare, le-a fost mult mai ușor să ajungă la prețuri bune, la prețuri ridicate. Și cred că poți ajungi să câștigi din fotografie și să duci un trai cel puțin decent, în ghilimele, de corporatist, ca să zic așa, la nivel de financiar, destul de ușor. Dar trebuie să-ți dai totuși un 2 ani de zile să ajungi cam acolo. Cam așa zicea, da? Să faci un portofoliu, să te promovezi. Să faci un portofoliu. Nu sunt neapărat fanul... renunți azi la job și te apuci mâine de fotografie, că nu este o opțiune bună chestia asta. O iei treptat și vezi dacă, da, funcționează. Eu am sfătuit pe toată lumea tot timpul să-și facă, în primul rând, să încerce să se implice poate în același ritm, în paralel cu jobul pe care îl are, poate inițial, pe care vrea să-l schimbe, și să-și facă un backup financiar. Pentru că la un moment dat chiar trebuie să faci ruptura aia, pentru că ideea că îți vine salariul în fiecare lună te relaxează un pic și nu te face să, da, să tragi tare pe fotografie. Nu ai aceeași motivație când ești în zona de confort. Și... Da, dar și cumva asta, când m-au mai întrebat diversi cursanți și prieteni, băi, ok, aș vrea să fac, să fac spasul spre, fă-ți un backup financiar. Ia-ți, nu știu, stai 6 luni, 5, un an de zile la jobul tău și pune niște bani deoparte, asigură-ți un 6 luni de zile să fii sigur că, bă, și dacă nu facturez ceva în următoarele 6 luni, sunt ok. Și după aia, când ajungi în punctul în care ai un portofoliu și începi să vină comenzile, poți să faci switch-ul ca să poți să te dedici 100%. E și fotografia sau videografia un job sezonier, să zic, la început. Nu ai constanța aia, ca în orice freelancing, până, da, la urmă nu ai garanția zilei de mâine. Cel puțin, eu am avut nevoie de chestia asta, să renunț la job ca să fiu mai motivat. Exact. Da, nu știu dacă funcționează. Poate sunt oameni care sunt ok, sunt suficient de motivați cu jobul în paralel. Mie, pentru că îmi venea salariul constant, îmi dădea o ușoară relaxare și... Am vrut să scap de anghilii mele când am vrut să mă apuc. Ai și alte pasiuni, în afară de, mă rog, fotografia asta care a devenit până la urmă și job în sine, sau videografia? Da, sunt o combinație foarte ciudată de pasiuni.
Bineînțeles, faptul că am ajuns să fotografiez sport extrem a fost că mai întâi am practicat și în tinereți, ca să zic așa, partea de adolescență, eram foarte pasionat de dat cu rolele pe rampe, sporturi extreme, și am fost în direcția asta de inline. Nebunii. Da, mă dădeam pe toate rampele, rupeam mâinile pe acolo, eram tot timpul julit și toate cele. Am făcut tot în tinerețe și arte marțiale, destul de mult timp. Dar cumva când am devenit pasionat de sporturi extreme, nu prea mă mai puteam duce la arte marțiale julit și am făcut o schimbare atunci. Am deviat de role, m-am lăsat, pentru că ca și fotograf nu prea poți să ai mâini rupte, picioare. A trebuit să fac o decizie a fost atunci, dar nu neapărat, ajunsesem la o ușoară, să zicem, saturație. Sunt pasionat de, în continuare, de snowboard. Mă dau de 15 ani cu snowboard-ul și an de an încerc să am măcar 10-20 de zile de dat pe placă. Anul ăsta, din păcate, n-am avut iarnă. Eu tot o aștept. Ninge acum pe la Sinaia, mă gândeam să dau o tură. Și nordul Moldovei, dar mă gândesc, nu prea e așa bună purtea aia de la Vatra Dornei. Cred că tot prin Austria... E un pic departe Vatra Dornei. E departe? Păi și unde schiezi? Aici, doar în Bucegi? Păi nu. Dacă în fiecare an încerc să am o excursie afară, prin Alpi, Austria, Italia, Franța, în fiecare an cred am încercat să... Cred că ești mai ieftin acum. Lăsând gluma la o parte, nu neapărat față de Poiana, Brașov sau... Este mai ieftin când tragi linie pe aceeași perioadă de timp. Adică dacă te duci 7 zile, ajungi poate... Sau nu neapărat mai ieftin, ajungi tot acolo. Dar te-ai dat pe 200 de kilometri de pârtie, nu pe 20, știi? Și încerc în fiecare an să fac chestia asta. Anul ăsta am stat un pic pe bară pentru că mi-am deschis un alt proiect în paralel care n-are treabă cu fotografia. Încerc să mai mă extind și în alte planuri. Undeva unde tot sunt legat de o altă pasiune de ale mele, dansez salsa. Ceea ce este foarte ciudat poate pentru un snowboarder care vine care vine cu un background de hip-hop. Știu foarte mulți fotografi pasionați de Da, și dans. Am de 10 ani de zile pasiunea asta și sunt foarte băgat acolo. O faci într-un cadru organizat, să zic, am profesionist? Nu neapărat profesionist, că profesionist în capul meu înseamnă să câștigi bani în chestia asta și nu am făcut-o la nivel, dar am făcut-o la nivel de entuziast, la modul de coregrafii, show-uri, am mers la cursuri foarte mult timp și săptămână de săptămână sunt pe la petreceri, festivaluri și unul din proiectele astea, proiectul care acum este cumva în paralel, parte de business, organizez un festival de salsa în vară la noi în București, pentru că nu prea eram în București și am zis că este o oportunitate. De vreo 2 ani de zile, tot în parte de imagine, tehnologie, sunt foarte prins, dar nu am suficient timp în momentul de față chiar să petrec acolo mai mult timp. M-am apucat de drone FPV, de partea asta. Le construiești asta. Sau să le pilotezi? Sunt în partea în care mi le repar momentan singur, dar de construit de la zero am încercat și după ce am ars vreo 2 piese am zis hai că am niște prieteni care fac asta bine, dar sunt de-astea construite custom și de vreo 2 ani de zile mă dau cu ele de pereții, freestyle, fac cruising pe munți, pe unde mă mai duc, este foarte mișto. Nu am suficient timp pentru chestia asta, dar... Îmi place foarte, foarte mult. Este un alt tip de adrenalină pe care mi-l dau. Eu fiind în limele un pic de adrenalin junkie. Mi s-a părut că obosești în momentul în care pilotezi o drona. Te consumă un pic. Te înveți. La început este chiar te poate lua și amețeală și toate stai cu ochelarii acolo. Dar după aia, după ce treci de partea asta, cumva dacă chiar și trebuie să te conectezi foarte atent la ceea ce faci acolo, trăiești momentele alea, ești ca o mică pasăre care mergi peste copaci. Exact. Și e foarte mișto. Prima dată când am făcut așa un dive pe niște copaci, efectiv m-au început să pompeze adrenalina în mine. Eu am simțit chestia asta fix când a apărut Avata. Atunci așa am promutat-o prietenilor de la Drone Hub, pe care am avut un primul episod de podcast. Și într-adevăr, e senzație. Da, te prinde microbul imediat, dar te ia și amețeala. E mișto și trebuie un pic de practică. Este și chestia asta, că în ce nivel, partea asta unde m-am apucat, partea de custom, nu ai ca la Avata un buton de siguranță care dacă ți s-a întâmplat ceva, ai pierdut-o, apeși pe buton și se reglează ea pe GPS. Automat. Chiar cade, adică dacă nu ești atent, o dai de pereți, schimbi elici tot timpul și ideea asta că poți oricând să o bușești și te costă un motor, te costă o cameră,
te ține tot timpul acolo în priză și e foarte mișto. Și fac asta de vreo 2 ani de zile și încerc pe cât posibil să... Și am încercat și, de fapt, motivul pentru care m-am apucat este că am vrut să o integrez în partea de video pe care o fac. Că poți să faci chasing de motorcos, de snowboard, de tot felul de chestii. Super și acum cam în toată partea asta, inclusiv de sporturi extreme sau orice fel de sport, motocross, etc., e din ce în ce mai mult băgată partea asta de FPV. A dat o altă dimensiune. Și în reclame, în absolut orice. Și chiar acum recent a fost destul de viral acel clip cu... Max Verstappen au făcut un chase de ăsta, au făcut un FPV atât de rapid încât poate să-l urmească pe Verstappen și am mers cu 300 la oră. Eu vedeam clipurile alea de la Red Bull și cu, cum îl cheamă, Filaschi sau cu toți riderii, că bicicletă, că downhill, că ne uitam din punct de vedere al operatorului camerei cum se ținea și tu știi foarte bine chestia asta. De multe ori am mai fost la niște competiții din astea de snowboard, de sporturi extreme. Operatorii erau on par cu cei care concurau, adică se țineau, uitați-vă la olimpiade, de exemplu, sau asta, se țin unul la unul după omul ăla care face, evident, el mai sare după aia pe trambulină, face niște tricuri, dar sunt și operatorii la un nivel extraordinar. Videograful care, de exemplu, lucrează cel mai mult cu Red Bull la noi în țară, Prepeliță, este cu gimbalul pe snowboard și se ține după ei. Ne-am văzut odată la un eveniment organizat chiar de DJ România, când am testat drone nebunii, a fost la Bâlea Lac. Da. Culmea e că am și prins atunci, a fost din soare, zăpadă până la mijloc, așa, s-au pierdut drone, nu vedeai nimica, nu vedeai la 3 metri, hai să zic, nu vedeai nimic. Cu ce agăți mai mișto, mai bine gagici? Cu fotografia sau cu salsa? Eu m-am apucat de chitară, dar drept să zic la ce cânt eu n-am agățat nimic. E un raport egal, să zic așa. Da? Da, mai o domnișoară de onoare, mai glumesc. Da, bineînțeles, n-am tras o linie să văd, dar de 10 ani în salsa. E o chestie foarte interesantă. Dacă ești în comunitatea asta, este foarte greu să fii în viața personală cu cineva din afara comunității, că nu poate înțelege că te duci. În capul personal este, te duci să dansezi cu 20 de femei acolo și tu pe aia vii la mine. Ce rău! Bine, te duci să fotografiezi 20 de femei. Da. Glumim, bineînțeles. Glumim. Așa, în final, ne apropiem ușurel de final. Știu că alături de F64 a avut loc școala de vară, acum un an, undeva la Brașov, în zona Brașovului, Bran. Da, da, da. Și tu ai fost unul dintre lectori. Povestește-ne puțin ce ați făcut acolo la școala de vară, ce au învățat oamenii, ți-a plăcut experiența? A fost o experiență foarte interesantă, mi-a plăcut foarte mult conceptul și am fost pro de la început. E un cadru foarte interesant pentru cursanți, că te pui într-un loc în care ești cu oameni pasionați de același lucru și înveți lucruri diverse. E ca o tabără, nu? Să zicem așa, în care mai mulți oameni pasionați de același lucru. S-au abordat subiecte diferite, adică chiar dacă ne-am dus într-un loc de munte cu peisaj, am abordat fotografie de studio, am abordat fotografie de stradă cu Cristina și cu Cosmin. Cristina și Cosmin Gârlășteanu, pentru cei care... Și chiar a fost o atmosferă foarte interesantă. Oamenii foarte, foarte deschiși, ne-am distrat, am râs, am glumit, am stat la masă, ne-am plimbat. A fost foarte, foarte mișto. Recomand genul ăsta de experiențe, recomand turele foto. Eu practic și încerc să merg cât pot de des în ture organizate de fotografie, pentru că îmi place să mă pun în mediu cu oameni care avem aceeași pasiune și care înțeleg pasiunile respective. Chiar dacă vorbiți aceeași limbă. Vorbim aceeași limbă și, nu știu, să zicem, vrei să călătorești într-un loc, să mergi să faci fotografie de peisaj. Nu știu cât de mult o să te înțeleagă iubita, de ce te trezești tu la 5 dimineața să ții rucsacul în spate să prinzi răsăritul. În schimb, într-o tură foto, uite cum merg destul... Pentru mine nu faci asta. Exact. Într-o tură foto, uite, eu merg destul de des și am mers de mai multe ori cu Adrian Petrișor și cu Ovidiu Lazar din Cluj. Și na, ne trezim 10-15 oameni, hai să urcăm la munte și prindem momente foarte mișto. Și după aia stai la masă, stai și editezi pozele împreună, ne dăm cu părerea, feedback unul la altul. E o atmosferă foarte interesantă în genul ăsta de tabere și excursii și chiar le recomand tot timpul și cursanților și abia aștept să văd dacă o să existe a doua ediție de tabără și cum o să fie. Am ajuns chiar la finalul acestui podcast.
O să vă lăsăm în compania unor imagini realizate de către Bogdan. Am și eu câteva preferate. Este vorba de Ari, nu? Câinele tău, pe care îl văd mereu cum... Mă gândeam să-l aduc aici, dar am zis că face haos. Ar fi fost o prezență plăcută dacă era cu minte. Acum nu știu cât de liniștit ar fi stat, dar poate la mai facem la următorul podcast. Venim noi la tine undeva și... Îmi place să-l fotografiez, e și foarte fotogenic. Am încercat să-l fac... Nu ți se pare câteodată... Bine, eu sunt cu pisicile, am avut și câini, dar mai complicat acum cu câinii la bloc. Mi se pare, după ce ajungi să ai o vechime și o relație cu animalul tău de companie, te înțelege și știe, cel puțin la mine mi se pare că știu când le faci poză și... E fix ca un om. Are momente în care e fudul și îi place și stă și momente în care nu. Orice ai face nu are nu chef. Nu m-am gândit niciodată dacă chiar înțelege că îi fac poze. Nu cred că înțelege acest lucru. Că îi acorzi atenție, o formă de... Da, eu l-am învățat și m-am învățat cu el cum pot să-l prind în diverse feluri fotogenice. În primul rând joacă cu mingii și asta când alergă după mingii, îi prind niște postaze foarte funny. Și bineînțeles să-l mai cer să-l surprind când stă cu minte. Mai pică o lumină pe ochi, mai pică ceva, mai un răsărit. Răsărit mai rar când mă trezesc la ora aia, dar apusuri mai prindem împreună. Și e foarte interesant și este culmea mascota cursului. Din totdeauna am încercat și cam, cred că nu știu. E subiectul vostru este, da, când am principal. Avem de fotografiat subiecte, mișcare și uite, poate o să le punem niște, fotografii de la un curs. Când avem subiecte în mișcare, mă duc cu el într-un țarc de câini, de obicei în Hrăsrău, că este un țarc mare, mingii, îl pun să alerge și ies niște fotografii foarte interesante. Și ultima dată cu cursanții care finalizează acum cursul, chiar am prins o zi frumoasă, dar era după niște ploaie și s-au mocirlit și a mai venit un cursant cu niște prieteni cu un alt cățel și a fost o joacă foarte intensă prin noroi acolo, s-au făcut ca porci efectiv. Dar pentru cursanți este foarte mișto și am încercat, așa, da, am încercat tot timpul să fac chestia asta și cred că nu știu dacă este vreo grupă la care nu l-am dus și sper să mai pot să fac. Acum are o vârstă totuși, a devenit mai leneș un pic, dar sper să mai pot să-l folosesc, să profit de el. Îți dorim și ție și lui încă multe grupe și cursuri mai departe. Și eu sper la fel. Îți mulțumim, Bogdan, că foarte ai fost alături noi la podcast, am ajuns la final. Nu uitați să vă abonați și să lăsați în comentarii dacă aveți vreo curiozitate, întrebare, atât pentru Bogdan, cât și vis-a-vis, știu eu, de soluțiile de iluminare Godox. Și nu uitați că până pe 26 martie încă mai sunt zilele Godox, puteți intra pe site și să vă alegeți soluția de care aveți nevoie. Pentru studio, pentru outdoor, pentru aparat, pentru absolut orice, pentru fotografiat sau pentru videografie. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Și vă urăm un rămas bun până la un nou episod. La revedere! La revedere!